Uite, moșule, ți-am adus cafeaua și biscuiții tăi preferați. Mulțumesc. Cum se descurcă spiridușii? Spiridușii au luat o pauză. Iar au luat o pauză? Draga mea Crăciuniță, noroc că te-am pe tine, că nu știu ce m-aș fi făcut. Știi ce se spune despre tine în cărți? Ce se spune, moșule? Se spune că Crăciunița lui Moș Crăciun este ca o stea care strălucește în noapte, aducând bucurie și căldură în inimile celor mici și celor mari. Ești o minunată aducătoare de magie în sărbătorile de iarnă. Cafeluța e gata, îți spun și ție? Cred că glumești. Cafeaua e pentru cei slabi. Tu pune-mi acolo în cerșcuț să vin. Vin. Așa de dimineață. Dar ce are? Mie vin nu-mi pune sângele în mișcare. Chiar de dimineață. Hai. Adevărul e că ai și activitate intensă astăzi. Nu-ți dau nimic. Dar ce vă trebuie să-mi dai tu? Lasă că-mi pun eu singur vin. Lenevilă! La mine în birou! Ce s-a întâmplat? Aș vrea să te întreb, pentru că tu ești liderul spiridușilor. De ce faceți atât de multe pauze? Moșule, pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succese. Dar oare terminăm noi toate cadourile pentru copii până la Crăciun? Stai liniștit, moșule. Știm noi ce avem de făcut. În ultimul timp te văd puțin cam stresat. Cred că ar fi bine să-ți iei o pauză de relaxare. Să pleci tu într-un concediu, în Maldive, în Tenerife, poate chiar în Singapore. Relaxarea este o artă de a elibera tensiunea din suflet și te-a permite inimii să bată în ritmul ei normal. N-aș putea să plec și să vă las singuri. Moșule, la noi nu se aplică zicala când pisica nu e acasă și oarecii joacă pe masă. Zici? Dar cum să nu? Bine, mulțumesc. Mulțumesc și eu, moșule. Relaxarea este o artă de a elibera tensiunile. Nu, că am nevoie de o pauză, sigur. Dar cine să mă înlocuiască? Ți-am adus cafeaua și biscuiții preferați. Ești bine? Ți-am mai spus odată că mie nu-mi place cafeaua. Adun-mi și mie o cană cu vin fiert. Tu erai! Ce faci aici îmbrăcat așa? Împodobesc, Brado. Uite ce mă gândeam, acolo o să pun lumini, iar aici ghirlande. În camera asta nu se simte spiritul Crăciunului. Dă-mi și mie, te rog, globul ăla. Doamne, e prima oară când te văd așa. Vrei să aduc o cană cu vin fiert? Acum chiar meriți.
Nu, mulțumesc. Eu nu servez vin. Dacă ai putea să-mi aduci o cafea cu biscuiți. Ce faci, Cornelie, aici? De ce nu mi-ai zis că faci o surpriză și mergem în excursii la munte cu toții? Iază, bea un par cu vin? Noi nu consumăm alcool la locul de muncă. Nu consumăm alcool? Hai, Cornelie, știu că e o glumă asta, băi. Stai liniștit că fac eu cinste. Lăsați-o leacă treaba că fac cinste. Hai să bem! Pitică! Ce face? Hai, eu acum văd că tu te-ai îmbrăcat în Moș Crăciun, ei! Doamne, băi, și tare, băi! Bă, dacă tu ai ales să te îmbraci așa, eu vreau să mă îmbrac în renă. Căruța avem și nu mai trebuie. Da, fă, Mării, nu știu ce l-a apucat că s-a îmbrăcat în Moș Crăciun și-a făcut și bradul. Nu știu dacă o nebunit, dar mie îmi place cum se comportă. Hai că eu mă grăbesc, mă așteaptă părintele la biserică. Te-am pupat, papa! Dar și bei acolo. Ce ai? Eu? Și am? N-am nimic, ai și să am, te-am întrebat și bei acolo. Beau ceai. Doamne, tu te-ai tâmpit la cap, ei. Doamne, tu te-ai și adu-ai o sticlă de vin din casă să o fierbi, mă. Tu nu vezi ce frig e afară? Hai să-ți dau un sfat. A renunța la alcool este o alegere curajoasă și semnificativă pentru sănătatea ta. Ai puterea și determinarea de a schimba lucruri pozitive în viața ta. Iar asta te face pe tine cu adevărat special. Eu mă duc până la biserică să-l ajut pe părintele la treabă. Stai puțin. Vreau să merg și eu la biserică. Că acum, în preajma sărbătorilor, toată lumea ar trebui să facă o donație, oricât de mic ar fi ea. Fă-mă să înțeleg, tu chiar vrei să donezi? Părinte, păi dacă mintică s-a schimbat, înseamnă că și țara asta se poate schimba în bine. Mai avem o șansă. Aurică, vorbește serios sau glumești, măi? Părinte, asta a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Toată ziua s-a comportat așa frumos cu mine. Meriți, pentru că ești o femeie deosebită. Auzi, părinte, cum vorbește? Voi ați văzut cât de mult s-a schimbat moșul? Nu s-a schimbat numai de caracter, s-a schimbat și de haine. Și nu mai are nici barba albă. Eu am lucrat astăzi toată ziua la o păpușă Barbie și era atât de frumoasă. Și a venit moșul și i-a rupt o mână. Eu mi-am adus pachet de acasă, mi-am pus cornulețe cu nucă. Apoi a venit moșul și mi le-a mâncat pe toate, nici măcar nu și-a cerut voie. Moșul mi-a înlocuit sucul cu vin. Am băut și am fost amețit toată ziua. N-am mai fost în stare să lucrez la niciun cadou. Dar știți ce mă îngrijorează pe mine cel mai tare? Că mi-a plăcut vin. Doamna Crăciuniță, moșul a ajuns mai rău ca Grinch! Vrem să te felicităm pentru comportamentul tău din ultima vreme. Chiar vreau să spun că ne-ai surprins. Niciodată n-am văzut spiriduși ăștia așa zăpăciți. Dar spune, ce le-ai dat? Ce le-ai dat? Spune! Vin? Să știi că mă bucur foarte mult că ai început să consumi alcool, moșule. Alcoolul face bine, alcoolul ți-a toate problemele, îl duce departe, departe. Da, bine zici, într-adevăr, te scapă de probleme, dar și de dureri. De câte ori am căzut eu în șanț și n-am țâmțit nimic? Noi am venit cu rugăminte la tine. N-ai vrea tu să ne leși, moșule, în seara de Crăciun să ne ocupăm de cadouri și tu să te ocupi de vin? Dar cine a zis că mă ocup eu de cadouri? Părinte, eu nu înțeleg de ce te comporți așa ciudat. Și ai culoarea aia verde pe față. Dar am impresia că toată lumea se comportă ciudat aici.
Da. Ce zici? Hainele, lasă-ne pe noi un pic să ne ocupăm de cadouri, cât tare frumoase. Ocupați-vă, dar și vă opresc eu. Lucrurile nu merg deloc bine. Oare ce e de făcut? Știi ce m-am gândit? Astăzi să gătesc ceva. Și m-am gândit să gătesc turtă dulce. Ce zici? Sigur, cum să nu? Uite, am pregătit deja lista cu ingredientele necesare pentru turta dulce. Du-te tu, te rog frumos, la magazin, iar eu mă ocup în continuare de curățenia în casă. Crăciunița mea! De ce nu ai spus nimic că pleci? Am zis că nu stau mult și n-am vrut să vă deranjez cu nebuniile mele. De ce, s-a întâmplat ceva? Da, în lipsa ta s-au schimbat foarte multe lucruri și nu-n bine. Tipul care a venit în locul tău are un comportament foarte negativ. Vreau să-ți mai spun că trebuie neapărat să te întorci, fiindcă e mai rău decât Grinch. Aolea! Am găsit toate ingredientele. Abia aștept să gătești turta aia dulce. Eu să gătesc? Aurica, ai luat-o razna de tot. Când vreodată am gătit eu? Mă duc să mă întâlnesc cu Cornel să-i spun ce am visat. Prea puțin a durat magia Crăciunului. Fraților, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit până la final. Ei bine, dacă v-a plăcut și magia Crăciunului 6, dați un like, un share, să vadă și prietenii voștri. Și ce să vă spunem? Sărbători fericite? Crăciun fericit! Și cele mai frumoase cadouri. Și scrieți în comentarii din ce oraș îl așteptați pe Moș Crăciun.